Weekendul 12-14 martie am ieșit la o tură în zona Moldovei cu un campervan Burstner de la Go Camper. M-am pus la drum pe la prânz, iar la Buzău am mai întâlnit un cuplu cu un alt campervan și am făcut o mică coloană de 2 autorlote. Am ajuns pe seară la Slănic Moldova și ne-am dus direct la un restaurant unde am mâncat pe îndelete niște porții mai mult decât generoase. Am avut de ales să campăm într-una din parcările de pe marginea râului Slănic sau în parcarea de lângă Parcul Central, în imediata apropiere a cazinoului din Slănic Moldova. Am ales ultima variantă pentru a putea filma dimineața zona centrală. Mi s-a părut mai interesant. Cu 10 lei poți parca 24 de ore în stațiune și toate parcările au camere de supraveghere, ceea ce e foarte ok. Bună dimineața de la Slănic Moldova. Vremea e destul de friguroasă, e destul de răcoare la Slănic Moldova. Este și puțină zăpadă. Am ieșit cu campervanul. Am luat un campervan să-l testez de la Go Camper, firma de închirieri Go Camper. La câteva sute de metri de locul unde am campat se află circuitul celor 300 de scări, un traseu care pornește din apropierea izvoarelor din Slănic Moldova. Scările urcă prin pădure pe deasupra izvoarelor minerale din Slănic Moldova. Am ales să fac acest traseu la o următoare vizită aici, în Slănic. ce mi-a plăcut este faptul că pe traseul izvoarelor minerale, cei care au gândit traseul s-au gândit și la persoanele cu dizabilități și au pus asemenea rampe pentru ca și cei cu dizabilități să poată străbate acest traseu. Bună ziua! Care din toate astea sunt cea mai bună apă? Asta de la sonda 2. Sonda 2. De ce? Asta e pentru toată digestia. Iar alea sunt încolo, alea sunt sărate, la 1 bis, la alea sărate, care cu tensiunea cu asta. Am înțeles. Și asta de ce e cel mai bun? Asta e cel mai bun. Câte sonde sunt pe tot traseul? Păi sunt la 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au fost vreo 12, dar nu merg, le-au închis acolo la 1 bis acolo. Am văzut că unul i-a închis. Da, l-au închis. Am înțeles. Acolo unii, partea asta, unii erau unul lângă altul, în zidurile alea, acum 10 ani curgeau toate. Acum au făcut o ghiuvetă acolo. Partea nu mai curge nici la unul. Și încoace se mai merge pe undeva? Da, merge pe aici, mai sunt 3 km pe ăla. Am înțeles. Sunt niște hoteluri, să mă asuși. Am înțeles. Mulțumesc, multă sănătate! Plăcere. Dacă vrei să vezi pe unde mai călătoresc și ce locuri descoperi, nu uita să te abonezi la canalul de YouTube și să pornești notificările. Inevitabil trebuia să ajung să văd și cazinoul din Slănic, clădire emblematică a acestei stațiuni. Aleea cu scriitori se află în parcul central din stațiune și are busturile lui Vasile Alexandri, Mihai Eminescu, George Enescu, Ion Creangă și George Coșbuc. În imediata apropiere a acestei alei se află clădirea cazinoului. Cazinoul din Slănic Moldova este un monument istoric cu o suprafață construită de 1847 de metri pătrați și a fost ridicat de către meșteri italieni în anii 1892-1894. Este construit în stilul Art Nouveau cu influențe din stilurile neorenascentist și neoromânesc după planurile arhitectului ieșean George Esterian. Din 1948, aici își are loc Casa de Cultură, dar și o sală de spectacole. Cazinoul a fost reabilitat în totalitate în anii 1994-1995. Cazinoul e clădirea în care pulsează mai mult viața stațiunii de dimineață și până noaptea târziu, acesta fiind unul din lucrurile de distracție ale vizitatorilor. Aici, pe lângă restaurantul cel mai bun și cel mai mare care l-are Slănicul, cazinoul are o frumoasă sală de cinematograf în care e și un piano, are sală în care se dau concerte, serate, festivaluri, sală de bibliotecă pentru lectură, cofetărie. Tot la cazinou sunt săli unde se joacă cărți și unde sunt instalate mese pentru jocurile de noroc, șah, table, biliard, blackjack, baccarat, ruletă și unde foarte multă lume venită în stațiune petrece ore întregi, unii încercându-și norocul, alții privind numai din curiozitate. Scria Cleopatra Tăutu în prima monografie a stațiunii, realizată între 1930-1934.